Sandru Curtean, care schimbă din prima direcție, știe unde trebuie să trimită. O face pentru Nicolae Pârvulescu. Nicolae Pârvulescu pătrunde în careu. Pârvulescu atacă. Colțul scurt. Minutul 3, deschidere de scor pe arena Mihail Klein. La prima acțiune de poartă înscrie, din ce am văzut, Marius Lupu. Minutul 3 al acestei întâlniri. Gol Corvinu! Ia 10, acum o minge pentru Marius Coman, care se întoarce în careu, centrează în fața porții. 5 pe arena Cetate pentru gruparea din Alba Iulia, pentru a ține mingea aproape. Șutul lui Cristea, scos foarte bine de Ștefan Lefter, intervenție spectaculoasă. O greșeală pe care o recunoaște Marius Kindrich, care își cere scuze colegilor pentru această eroare. Șutul sănătos al lui Cristea, care mai putea avansa pentru că fundașii noștri centrali erau pe retragere. Marius Kindrich. O minge reținută acum de Iovicin, 45 de puncte. Centrarea lui Iacob acum, Coman, și este penalti! Penalti pentru echipa noastră. Hands văzut de centralul acestei întâlniri. Vom vedea reluarea pentru a ne dumiri. Centrarea lui Iacob și da, cred că mingea l-a atins în braț pe Paul Codrea. Marius Coman se pregătește să execute, șutează la siguranță și este gol! 2-0 pentru echipa noastră după 20 de minute și din nou pare să că ne apropiem de acea normă cu care i-am obișnuit pe adversarii noștri, de 3 goluri pe meci. Centrare lungă, sare pe sub minge Lefter, cade un jucător al celor de la Unirea Alba Iulia în careu, cred că este vorba de unul dintre frații Codrea, se cere penalti, însă nu poate fi vorba de acest lucru. Centrare foarte, degajare foarte bună lui Lefter, gol! Nicolae Pârvulescu face 3-0 după o greșeală acolo în centrul defensivei celor de la Unirea Alba Iulia, a fost greșeala lui Bârdea. Curios însă, pasă de gol Fane Lefter. Acum o minge trimisă de Pârvulescu pentru Antonio Bradu, care pătrunde în careu, șutează Bradu, respinge Iovicin, putea să-i paseze Bradu și lui Lupu, dar a preferat să tragă pe poartă și poate cumva tocmai pentru a trece în agenda o nouă ocazie a echipei noastre. Nicolae Pârvulescu, cel care a marcat foarte multe goluri în acest sezon, acum o minge acesteia pentru Iacob, șut în blocaj sau forță balonului, ajunge cele din urmă mingea din nou la Garuti, rămas în centrul apărării celor de la Unirea Alba Iulia. Coman se bate cu doi jucători, trimite în dreapta pentru Alexandru Curtean, centrarea acestuia pentru reluarea spectaculoasă a lui Elto, așează la 16 metri, șutul lui Kindrich, trece. Acțiune în careu acum a oaspeților, Cristea centrează, boxează bine Fane Lefter, ca în atâtea alte întâlniri cu Unirea Alba Iulia. Șutul lui Cristea, scos de sub bară de Ștefan Lefter, care e în zi de grație, după o pasă de gol are și două intervenții salutare. Foarte bună forma arătată de Ștefan Lefter. Corner pe care se pregătește să-l execute Călin Cristea. Da. Indrei l-a depășit în viteză pe Vlad, șutează spre colțul scurt. Cristea poate centra, o face pentru Agbomoni, care a venit lansat și este penalti acum pentru Unirea Alba Iulia. Iată, o scurtă neatenție în defensivă duce la o lovitură de la 11 metri pentru CSM Unirea Alba Iulia. Revedem împreună această fază. Se pregătește să execute oricum această lovitură de la 11 metri în acest minut 64. Andrei Roșu, Roșu ar trebui să-l cunoască bine pe Fane Lefter, șutează și înscrie Andrei Roșu, care nu se bucură din respect pentru trecutul său corvinist. Reduce din diferență Unirea Alba Iulia. Minutul 65 reduce din diferență Unirea Alba Iulia, grație golului reușit de Andrei Roșu. Bomoni trimite din nou pentru Andrei Roșu, în careul mic Roșu intervine încă o dată Ștefan Lefter. Aplauze pentru evoluția excelentă a lui Ștefan Lefter! Andrei Herghinigiu centrează cu stângul pentru Mar, care reia din prima. Stânga, se întoarce balonul la Adrian Mar, bolta lui Mar, fără probleme pentru Iovicin. Amintesc, din minutul 72, echipa noastră evoluează cu un om în minus după eliminarea lui Rafael Garuti, care a văzut al doilea galben, intervenție foarte bună din nou a lui Ștefan Lefter, care scoate șutul lui mână de la mare distanță. Atenție însă la Fane Lefter, care nu cred că a căzut foarte bine la această minge. Revedem faza. Șut bun al lui Mâlnă, da, și sunt ceva probleme pentru Lefter.
Și o nouă minge boxată de Ștefan Lefter, pentru că a executat cu mult efect fetița acolo. În minutul 89 a venit această execuție a sa. O lovitură cu capul pe spate acum a lui Emanuel Codrea, care se duce pe lângă aplauze. Răzvan Fetița se debarasează de Mitran. Chiar dacă în fond și la urma urmei poate că nu vor conta până la final, dar parcursul este remarcabil. Nu se putea încheia această partidă fără o nouă paradă a lui Ștefan Lefter, care ne va vorbi la finalul meciului despre cum a simțit această partidă între buturi. Nu l-a mai avut de mult la microfon pe Fane Lefter.